Ordonanța de urgență adoptată de guvern interzice funcționarea jocurilor de noroc dacă firma nu este înregistrată în România. Cresc taxele pentru toate licențele de jocuri de noroc și se limitează spațiul de publicitate pe care îl pot cumpăra firmele din această industrie. În localurile cu păcănele nu se va mai vinde alcool, iar organizatorii vor fi obligați să contribuie cu bani la fondul pentru tratarea dependenților de jocuri de noroc. Cresc și amenzile pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale, pentru falsificarea caselor de marcat și pentru omiterea bonului fiscal. Premierul îi acuză pe patronii jocurilor de noroc că exercită presiuni prin interpuși asupra autorităților statului. Milioane de români cinstiți își depun și plătesc la timp toate obligațiile la stat. Dar niște șmecheri fac afaceri și averi speculând câteva portițe legislative. S-a depășit orice limită. Nu e normal ca industria pariurilor să aibă atâta putere. În pandemie au stat la masa guvernului, acum amenință politicieni și concediază jurnaliști. Cătălin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, a fost concediat intempestiv de conducerea elvețiană a trustului Ringier pentru diferențe de opinie. Jurnaliștii de la Gazeta și de la Libertatea spun altceva, că decizia ar fi venit după ce au fost refuzate cererile unor manageri din conducerea grupului de presă Ringier de a arăta în avans articolele despre firmele de jocuri de noroc care sunt clienți de publicitate. Faptul că de mulți oameni diverși, de la Dacian Cioloș și la Marcel Ciulacu, care n-ar încăpea într-o cabină telefonică împreună niciodată, de la CNA și până la ONG-uri care critică de obicei CNA, au sărit acum, arată că nu e vorba despre noi, despre un nume, două, trei, nici măcar despre cei 95 de semnatari. Credem că este vorba despre principiul retrezit al ideii că România are nevoie de presă independentă. Reprezentanții industriei de jocuri de noroc nu vor să comenteze deocamdată nici modificările legislative, nici acuzațiile premierului. Senatul a adoptat recent un proiect de lege care scoate în afara localităților păcănelele și spațiile în care se organizează jocuri de noroc. Se limitează numărul localurilor de acest fel, unul la 20.000 de locuitori. Proiectul urmează să primească votul final la Camera Deputaților.